decizia pe care vreau să decid aș vrea să fie un îndemn pentru toți tinerii și pentru noi toți, ca să așteptăm răspunsul lui Dumnezeu în viața noastră. Cred că uneori e greu să aștepți și poate răspunsul lui Dumnezeu întârzie. E frumos când răspunsul vine și când e cel pe care Dumnezeu îl hotărăște pentru noi. Te-am strigat în disperare, în frigurare și plângând. Și am auzit o voce blândă și uimitoare răspunzând. Te-am chemat să-mi dai lumină, călăuzire înțeleaptă. Cu nesfârșită bunătate mi-ai spus numai atât. Așteaptă. Să aștept? Ce să aștept? De ce? Să te-am înfrânt și rătăcit. Oare mâna ta prea scurtă, urechea ta n-a auzit? În genunchi, a câta oară, te-am implorat un semn să-mi dai. Vreau un răspuns la rugăciune, spune-mi mergi sau spune-mi stai. M-ai învățat să vin la tine, să cer, să cred și voi primi. Ai promis că ești cu mine să mă ajuți oriunde aș fi. Dar mă simțeam pierdut și singur. Strigam și-mi răspundeai prin șoapte, cu dragoste și cu răbdare, copilul meu iubit, așteaptă. Eram dezamăgit și totul mi se părea cumplit, nedrept. Priveam spre cer cu neputință, să mai aștept, dar ce să aștept? Atunci te-ai coborât la mine și m-ai privit în ochi, plângeai. Mi-ai spus, dorei un semn, o voce, atât e tot ce-ți doreai. Aș fi putut să clatin munții, să întunec soarele pe cer. Aș fi putut să aprind văzduhul, să-i înviez pe cei ce pierd. Dacă ți-aș arăta într-una ce să alegi să-ți fie bine, tu ai avea răspuns la toate, dar nu întâlni pe mine. Nu ai putea să simți iubirea cu care înconjori pe sfinți, nu ai putea primi puterea pe care o dau celor înfrânți. N-ai ști să aștepți stăcut o rază să alunge norii disperării. Nu ai simți odihnă sfântă venită în urma încercării. N-ai ști să umbli prin credință, nu mai vedea că-s lângă tine. Inima ta, ce zbuciumată, nu s-ar mai odihni în mine. Dacă durerea ta ar ține numai o clipă, n-ai lupta. Nu ai cunoaște biruința ce poți să o ai prin jertfa. S-ar împlini visele tale, dar dorul meu s-ar spulbera. N-aș mai putea să fac din tine o perlă în comana mea. Deci, copilul meu, mergi prin furtună gândind la zilele senine, știind că cel mai mare dar este să mă întâlnești pe mine. Chiar dacă nu găsești răspunsuri și viața-ți pare prea nedreaptă, să-ți amintești, eu sunt cu tine, chiar și atunci când spun așteaptă. M-am sfătuit cu fratele Sorin și în cele din urmă am hotărât că am putea totuși să punem cuplu de două cântări fiecare formație.